Să fie cu voi și cu Duhul tău. Dragi surori și frați, întru Hristos, cei puțini care sunteți aici în Catedrala Romano-Catolică din Iași și mai mulți, cei care sunteți în comuniune directă cu noi pe calea internetului sau prin televiziune sau la radio, suntem prezenți în seara aceasta, cei de aici din catedrală, pentru a relua și continua catehezele pe care ni le-am propus în timpul acesta sfânt pascal în care ne aflăm. Ca întotdeauna, după cântarea introductivă de Paște, vom invoca pe Duhul Sfânt cu lumina și cu darurile sale ca să putem învăța și reține cât mai bine ceea ce Biserica ne propune pentru a cunoaște și a trăi cât mai bine jertfa Sfintei Liturghii, jertfă care se celebrează neîncetat pe fața Pământului și se va celebra până la a doua venire a lui Iisus de la sfârșitul lumii. Așa că ne predispunem acum sufletește, chemându-L pe Duhul Sfânt într-o cântare, să coboare cu lumina și cu darurile sale asupra noastră. Dă-mi, o Doamne, darul înțelepciunii, să devin bun și corect. Vreau să știu ce-i drept și ce merg pe drumul drept. Vino, Duh Preasfinte, cu ale tale daruri, ca mereu să pot lupta la sfârșitul vieții plin de biruință, să ajung în slava ta. Care prin luminarea Duhului Sfânt a învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dragi surori și frați întru Hristos, începem acum a doua cateheză despre Sfânta Liturghie. La început vreau să
ne amintim de cele trei lucruri unde se desfășoară Sfânta Liturghie și pe care aș dori din suflet ca toți preoții să aibă grijă să le respecte cât mai bine, așa cum ne cere Sfânta Biserică. E vorba de scaun, pupitru și altar. Scaunul numit scaun prezidențial, pentru că de acolo începe preotul, cel care prezidează, conduce liturghia atunci când sunt mai mulți preoți, numai unul conduce Sfânta Liturghie, de acolo începe Sfânta Liturghie, de la acel scaun numit prezidențial, iar scaunul episcopului se numește catedră. Totdeauna de la scaunul prezidențial, respectiv de la catedră, se începe Sfânta Liturghie. La acest scaun prezidențial au loc toate așa numitele rituri introductive la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie are două părți principale, ne le reamintim. Liturgia sau masa cuvântului, cuvântului lui Dumnezeu, și liturgia sau masa euharistică, acolo unde Iisus reînnoiește jertfa de pe calvar în mod nesângeros, dar real, și ni se oferă ca hrană pentru sufletele noastre. După a doua parte principală a liturgiei, preotul care prezidă Sfânta Liturghie, eventual episcopul, revine acolo de unde a început Sfânta Liturghie, adică la scaunul prezidențial, respectiv la catedră. La pupitru sau amvon, acolo unde este amvon, are loc liturgia cuvântului, prima parte principală, dar vedeți că nu începe niciodată Sfânta Liturghie direct cu prima parte principală, ci este o pregătire pentru ca întreaga comunitate care participă la Sfânta Liturghie, ca și preotul sau preoții celebranți, să se poată hrăni cât mai bine de la masa cuvântului lui Dumnezeu și apoi să se poată hrăni cu euharistia, trupul și sângele lui Iisus, cel care coboară pe altar de fiecare dată când se celebrează Sfânta Liturghie. Deci de la pupitru se fac citirile, lecturile din Biblie și tot de acolo se ține predica. Dacă nu alege preotul, să o țină de la scaunul prezidențial. Iar de la altar sau la altar, acolo are loc a doua parte principală a Sfintei Liturghii și anume liturgia euharistică. Iisus coboară la noi, se jertfește pentru noi, ni se oferă ca hrană sub chipul pâinii și al vinului. Acum intrăm, sau continuăm mai bine zis, în detaliu explicarea Sfintei Liturghii și în același timp medităm la fiecare parte, componentă a Sfintei Liturghii. Suntem la riturile introductive, acelea care se țin de la scaunul prezidențial sau de la catedră. Suntem la aceste rituri introductive. Aceste rituri, am văzut miercuri seara, reprezintă, prin asemănare, pragul pe care Biserica ne invită să-l trecem pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, pentru a putea participa cu rod la cele două părți principale de la Sfânta Liturghie.
Repet, liturgia cuvântului și liturgia eucaristică, dar trecem prin acest prag, prin aceste rituri introductive care au o importanță deosebită dacă vrem să culegem roade îmbelșugate de la fiecare sfântă liturghie la care participăm. Și am văzut că acest prag pe care îl trecem are tot prin asemănare trei trepte. Ultima dată am văzut prima treaptă care conține procesiunea preotului din sacristie până la altar, cântarea care însoțește această procesiune și salutul preotului, mai întâi altarul pe care îl venerează, îngenunchează dacă este și Sfânta Taină sau face înclinare profundă, îl sărută și apoi merge acolo de unde începe liturghia, la scaunul prezidențial. Și urmează a doua treaptă pe care Biserica ne invită să o pășim pentru a participa cu folos la fiecare sfântă liturghie. Și aceasta a doua treaptă se numește pragul sau treapta milostivirii lui Dumnezeu. Pragul este, altfel spus, descoperirea milostivirii lui Dumnezeu prin actul numit penitențial. Adică, mai întâi trebuie să-i cerem iertare lui Dumnezeu, recunoscându-ne vinovăția, recunoscând că suntem păcătoși, ne batem pieptul și spunem că am păcătuit, Doamne, înaintea Ta de atâtea ori, Te-am supărat, nu pot să mă prezint la masa cuvântului și la masa eucaristică încărcat de păcate sau fără căință în sufletul meu. Deci a doua treaptă este descoperirea milostivirii lui Dumnezeu prin acest act de căință, act penitențial. Și în unele zile de sărbătoare urmează imediat preamărirea milostivirii lui Dumnezeu prin imnul Gloria sau mărire în cer lui Dumnezeu. Intrăm în detaliu la acest act penitențial, act de căință de la începutul Sfintei Liturghii. Și în acest sens vă invit să mergem cu gândul, cu mintea, cu imaginația noastră la ceea ce ne spune Biblia în Cartea Exodului, capitolul 3, versetul 5, atunci când Moise a observat un rug care ardea, dar nu se consuma, nu se mistuia. Ce se întâmplă? Cum de arde, arde și nu se mai termină? Nu se mistuie. Și curios cum suntem toți noi oamenii, a încercat să se apropie, să vadă despre ce este vorba. Era manifestarea lui Dumnezeu în această formă, un rug care ardea și nu se mistuia. Și din acel rug, Dumnezeu îi spune lui Moise și Moise a auzit glasul Domnului: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un loc, un pământ sfânt. Când Moise a fost introdus în prezența lui Dumnezeu, din rugul acesta aprins, care nu se mistuia, a simțit distanța dintre el și măreția lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, și a auzit tocmai aceste cuvinte: scoateți încălțămintea. Și noi, la Sfânta Liturghie, suntem introduși în prezența lui Dumnezeu și nu putem să ne ascundem greșelile, păcatele noastre. Dimpotrivă, prima noastră reacție este tocmai de a invoca milostivirea lui Dumnezeu. Doar iubirea sa milostivă ne poate ajuta
să ne scoatem simbolic sandalele. Sfântul Augustin face o reflexie foarte frumoasă referitoare la aceste cuvinte din Biblie. El se întreba așa: ce sunt sandalele? Și răspundea: sunt piei de animale moarte care ne protejează picioarele. Sunt multe încălțăminte care au talpa din piele de animal. Și pielea este de pe animalul care a murit. Deci piei de animale moarte care ne protejează picioarele, spune Sfântul Augustin. Ce ni se spune așadar prin interdicția de a purta sandale? Să renunțăm, adică, la faptele moarte ale vieții noastre. Și acestea sunt păcatele. Le recunoaștem, trebuie să renunțăm la ele ca să ne prezentăm la masa cuvântului și masa eucaristică cu sufletul curat, cu inimile căite de păcat. Acesta este actul de căință de la începutul Sfintei Liturghii, de aceea îl facem. Acest act numit și penitențial, de la penitenția, pocăință, la începutul celebrării, arată că orice credincios care se înfățișează înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu trebuie să treacă prin experiența purificării și a milostivirii divine. Și această trecere, dacă urmăriți cu atenție, și cred că de azi înainte o să urmăriți cu mai multă atenție, această trecere are loc gradat. Și anume, mai întâi este invitația preotului: fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să luăm parte așa cum se cuvine, adică cu demnitate și cu folos, la celebrarea Sfintei Liturghii. Deci este prima dată invitația preotului să ne recunoaștem păcatele, să scoatem la lumină, la lumina și la căldura iubirii milostive a lui Dumnezeu, atașamentul nostru față de propriul egoism, că ăsta e păcatul. Și toate acțiunile care au derivat din el. E vorba înainte de toate de păcatele mici, veniale, lesne iertătoare, cum mai sunt numite, care fac parte din experiența zilnică a slăbiciunii noastre omenești. Nu spune Biblia că și cel drept cade de 7 ori pe zi. Ca să nu mai adăugăm apoi câte păcate facem noi oamenii, cel puțin unii oameni sau mulți oameni, păcatele grave, păcate de moarte. Dar ne gândim în primul rând, când participăm la liturghie, la aceste păcate veniale, lesne iertătoare, păcatele mici, care ne sunt iertate prin acest act penitențial de la început, nu păcatele de moarte. Acelea nu se iartă cu acest act penitențial. Păcatele grave trebuie să le spunem la spovadă și să primim dezlegarea de ele prin preotul care îl reprezintă pe Iisus și în numele lui Iisus ne dezleagă de păcate, așa cum a urânduit Iisus, ca rod al învierii sale: cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține vor fi ținute. A ne recunoaște păcatele înseamnă a ne angaja pe drumul convertirii, a întoarcerii noastre către Tatăl Ceresc. Și aici ne putem aminti de fiecare dată de parabola Tatălui Milostiv sau a Fiului Risipitor. Când și-a dat seama Fiul că a încurcat-o, nu mai avea nici ce să mănânce, a ajuns, spune Iisus așa de frumos în această parabolă, a ajuns fiul acesta care a renunțat la tatăl și s-a dus să-și facă de cap în lume să mănânce roșcovele, mâncarea porcilor, și nici pe aceea nu le-o dădea, nu i-o dădea nimeni degeaba. Și atunci, frumos, spune Iisus, și a venit în fire, i-a venit mintea la cap: ce bine stăteam eu la tată acasă, mă duc înapoi.
Și s-a dus înapoi, s-a convertit și Tatăl l-a primit. Ei, aceasta trebuie să fie atitudinea noastră la începutul Sfintei Liturghii, prin acest act penitențial. Ne prezentăm în fața milostivirii lui Dumnezeu și cerem iertare. Deci invitația care o face preotul, deci gradarea aceasta, apoi tăcere. Am spus în primele explicații care le-am dat săptămâna trecută că este bine și chiar Biserica insiste să acordăm mai mare atenție tăcerii, momentelor de tăcere de la Sfânta Liturghie. Ca să nu riscăm să mergem taca-taca-taca-taca-taca-taca, am ajuns la sfârșitul liturghiei și mergem acasă. Au importanță mare momentele de tăcere de la Sfânta Liturghie. După invitația preotului, obligatoriu trebuie să facem tăcere, câteva momente măcar, ca să ne aducem aminte cu ce l-am supărat pe Dumnezeu, cu ce am greșit, cum se cere și la o spovadă bine făcută. Prima condiție sunt 5, cercetarea cugetului. Nu mă duc buluc la spovadă fără să mă gândesc înainte să fac o momente de reculegere, o pregătire. De aceea și la liturghie am spus că sunt două părțile principale. Le repet ca să ne se întipărească bine, liturgia cuvântului, liturgia eucaristică. Dar nu mergem buluc la prima parte, cu atât mai mult la a doua, fără o pregătire. Ăsta e rostul riturilor acestora introductive. Revenim la acest rit penitențial, invitația preotului, facem momente de tăcere, rămânem preț de câteva clipe în tăcere pentru a ne privi așa cum Domnul privește în adâncul sufletului nostru, adică în adevăr și cu iubire. Doar în felul acesta putem intra în adâncul inimii și să dăm un nume concret slăbiciunilor pentru care ne căim. Că dacă nu facem această tăcere, așa ușor pierdem din vedere atâtea lucruri care sunt așa de importante. Ne gândim cu ce l-am supărat pe Dumnezeu, sau motiv pentru care să-i cer iertare lui Dumnezeu. Chiar dacă timpul tăcerii este limitat, semnificația acestui timp de tăcere este salvatoare. Sfântul Isaac Sirianul spunea aceste cuvinte, îl citez: cine își recunoaște propriul păcat este mai mare decât acela care învie un mort. Cine își cunoaște propria slăbiciune este mai mare decât cel care vede un înger. Cine îl urmează pe Hristos, continuă același sfânt, cine îl urmează pe Hristos în taină și în căință, este mai mare decât cel care se bucură de faimă prin biserici. Așadar, tăcerea, cred că înțelegem acum rostul tăcerii, aici, la actul penitențial. După aceea urmează, propriu-zis, rugăciunea de căință, mărturisesc, ce spune și preotul celebrant și toți cei care participă la Sfânta Liturghie. Mărturisesc. Este una dintre cele mai provocatoare și frumoase rugăciuni de la Sfânta Liturghie. Ne provoacă să ne asumăm la persoana întâi singular când spunem mărturisesc. Eu mărturisesc, nu spunem la plural, mărturisim. Vedeți? Și asta e important. Mărturisesc. Fiecare își recunoaște propria vinovăție. Gândurile, cuvintele, acțiunile prin care noi am rănit iubirea lui Dumnezeu. Că spune mai departe, mărturisesc cui? Întâi, lui Dumnezeu, atotputernicul. Și ne dăm seama că prin păcatele, slăbiciunile noastre, noi am slăbit legăturile profunde care ne apropie de Dumnezeu
dar și legăturile profunde care ne apropie de semenii noștri, că imediat adăugăm, mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul, și vouă, fraților, care sunteți împreună cu mine la această sfântă și dumnezeiască liturghie. Și vouă vă mărturisesc, le spunem la singular, mărturisesc lui Dumnezeu, mărturisesc și vouă, fraților, semenilor mei. Ne provoacă să ne batem atunci pieptul asemenea vameșului căit din parabola lui Iisus, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Și gestul acesta este important, cum ne batem pieptul. Nu facem din vina mea, din vina mea, mă mai scarpi în oleagă, știu eu. Cu toată umilința, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, fără să ne grăbim. Exact ca vameșul din parabola lui Iisus, care mergând la templu, el și fariseul s-a dus în față, eu, țanțoș, fudul, cum spunem noi, mândru, el se lăuda. În loc să se umilească așa cum îi stă bine oricărui om în fața lui Dumnezeu. Vameșul nici măcar n-a îndrăznit să înainteze de la ușa templului, ci, spune Iisus așa de frumos în parabolă, cu capul în pământ, sărutea, lespedea, cerându-i iertare lui Dumnezeu, fie-ți milă de mine, păcătosul. Ăsta e gestul care îl facem noi la începutul liturghiei, când ne batem pieptul, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. În felul acesta, noi zdruncinăm, ca să spun așa, inima noastră de piatră și o trezim din somnul indiferenței. Frumusețea rugăciunii este dezvăluită mai ales în a doua parte, se continuă rugăciunea. De aceea rog pe cine? Pe Sfânta Fecioară Maria, patroana noastră aici la catedrală, mama noastră cerească, rog pe Sfânta Fecioară Maria. Nu suntem lăsați singuri cu propria păcătoșenie, ci îi avem alături pe Sfânta Fecioară Maria, pe Sfinții din ceruri, dar și pe frații și surorile noastre, drept mijlocitori ai întoarcerii noastre la Tatăl. De aceea rog pe Sfânta Fecioară Maria, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, care ați venit și voi la biserică acum, la Sfânta Liturghie, să vă rugați pentru mine, să fiți mijlocitori în fața Tatălui lui Dumnezeu. Vedeți ce conținut bogat și frumos are această rugăciune de la Sfânta Liturghie? Poate niciodată n-am meditat îndeajuns așa cum trebuie asupra acestei rugăciuni și nu mai spun celelalte toate, de aceea le luăm așa câte o leacă, una cu una, ca să vedeți toate și gesturile și cuvintele au importanță și dacă le înțelegem bine, altfel participăm la Sfânta Liturghie. După rostirea acestei rugăciuni a căinței, urmează binecuvântarea milostivirii, altfel spus, dezlegarea pe care o dă preotul pentru păcatele veniale, ușoare, lesne iertătoare. Am spus celelalte mari, la scaunul de spovadă, în sacramentul reconcilierii. Asta e dezlegarea de păcatele mici. Este ultimul element al actului penitențial, cel al unei binecuvântări rostite de către preot. Să aibă milă de noi, deja preotul trece la plural aici, și de el care celebrează, și episcopul care celebrează, dar și de toți credincioșii, să aibă milă de noi, Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Asta e dezlegarea, în ghilimele spus, pentru păcatele mici, lesne iertătoare, ca să putem lua parte cu demnitate și cu folos la jertfa Sfintei Liturghii. Iar poporul răspunde amin la Domnul Dumnezeul nostru și imediat după aceea preotul
rostește acel Kyrie eleison, care este alternativ cu poporul, fie că se recită, fie că, dacă liturghia este cântată, se cântă, ci care constituie una din părțile fixe de la Sfânta Liturghie, care, v-am spus în altă reflexie, nu poate fi înlocuită cu altă cântare care să exprime cerere de iertare de la Dumnezeu. Acest Kyrie eleison, adică Doamne, miluiește-ne, sau Doamne, îndură-te de noi. Numele lui Dumnezeu este milostivirea. De aceea o exprimăm în această cântare, Kyrie eleison, Christe eleison, adică Doamne, miluiește-ne, Hristoase, miluiește-ne sau îndură-te de noi. Papa Francisc a scris pentru anul jubiliar al milostivirii, dacă vă amintiți, o carte cu titlul acesta, Numele lui Dumnezeu este milostivirea. Trăim acest adevăr prin cântarea de după actul penitențial, Kyrie eleison. După ce am primit milostivirea lui Dumnezeu, îl aclamăm pe Hristos Domnul. El este întrupare milostivirii lui Dumnezeu. Prin trimiterea Lui pe pământ, Dumnezeu ne-a arătat cât de milostiv este El cu noi oamenii, cât de bun și generos, ce Tată milostiv este cu noi, trimițându-L în lume pe Fiul Său. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis în lume pe Fiul Său, ca lumea să nu piară, ci să aibă prin El viață veșnică. Și l-aclamăm pe Hristos Domnul. El este întrupare milostivirii lui Dumnezeu. De trei ori mărturisim acest nume. Mai întâi îl aclamăm pe Hristos drept Domnul înviat, Kyrios înseamnă Domn. În al doilea rând îl lăudăm pe Hristos, care este chipul milostivirii lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc, Christe eleison, Hristos, Mesia, înseamnă cel uns pe Tatăl. Și în al treilea rând, implorăm cu încredere milostivirea lui Iisus asupra întregului univers. Doamne, ai milă de noi, de întreaga lume, suntem greșitori, avem nevoie de mila Ta. Această cântare este un strigăt de laudă și de mărturisire a milostivirii lui Dumnezeu. Milostivire pe care o invocăm asemenea celor doi orbi de la Ierihon. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, ai milă de noi! Acesta este strigătul pe care noi îl înălțăm spre Dumnezeu la Kyrie eleison sau Doamne, îndură-te de noi! După acest act penitențial are loc preamărirea milostivirii lui Dumnezeu în imnul intitulat Gloria sau Mărire, Mărire în cer lui Dumnezeu. Și asta o facem duminica, cu excepția timpului postului mare, dar în rest, în duminici și sărbătorile mari, cântăm acest imn numit Mărire sau Gloria, preamărind astfel milostivirea lui Dumnezeu față de noi. Deci după ce am fost purificați de milostivirea Domnului și L-am aclamat pe Hristos chipul milostivirii Tatălui, suntem învredniciți să-L preamărim pe Dumnezeu. Cu inima căită, curată, îl preamărim pe Dumnezeu. Cântarea aceasta a îngerilor de la Betleem o găsim în Evanghelistul Luca, în capitolul 2, versetul 14. Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Cântarea aceasta îngerească introduce versurile acestui imn, care e foarte vechi în biserică, de prin veacul al doilea. Și vedeți, a ajuns până astăzi și va continua, prin care și noi mărturisim plin de uimire gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu.
El și-a manifestat mărirea trimițându-L în lume pe Fiul Său ca să ia firea noastră omenească și să ne mântuiască. Am ajuns așadar la rugăciunea care este numită acest imn Gloria. Această rugăciune cântată sau recitată o putem numi Marea Doxologie. Mica doxologie este slavă Tatălui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aceasta este mica doxologie. Și vă spuneam și reamintesc acum, când rostim această doxologie, ne plecăm capul în semn de reverență față de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl care ne-a creat, Fiul care ne-a răscumpărat, Duhul Sfânt care ne-a sfințit și ne sfințește mereu. Aceasta de la glorie este marea doxologie, marea laudă, preamărire pe care o aducem Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Pentru că toate cele trei persoane, dacă urmăriți cu atenție în acest imn Gloria, sunt amintite. Aduce mărire Tatălui, aduce mărire Fiului și îl adăugăm și pe Duhul Sfânt, pentru că nimic nu se celebrează, nu are viață în biserică fără Duhul Sfânt. El este acela care face ca biserica să fie vie peste veacuri. Așa încât dacă au trecut aproape 2000 de ani de când Iisus a înființat biserica și a s-a tot răspândit pe fața pământului și puterile răului nu au învins-o, prigoanele care s-au dezlănțuit în atâtea forme, de la cele mai crude și directe până la cele mai rafinate care sunt în zilele noastre, biserica n-a fost și nu va fi niciodată biruită de forțele întunericului. Avem această convingere pentru că sunt cuvintele lui Iisus care s-au verificat în 2000 de ani și avem convingerea că se vor verifica mai departe. Puterile iadului, toți cei care vor lupta împotriva bisericii, nu vor ieși niciodată biruitori. Victoria finală va fi totdeauna a bisericii. Și asta datorită prezenței Sfintei Trăimi, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și mai ales acțiunii Duhului Sfânt în biserica sa. Acest imn Gloria, am putea spune că are trei strofe. Prima strofă care se referă la Tatăl, a doua care e mai lungă și aproape în întregime Fiul și la sfârșit este amintit și Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, cum îi spunem în crez. Trecând de la milostivire la încredințarea propriei vieți, ajungem aici la rugăciunea zilei, care face parte tot din riturile introductive la Sfânta Liturghie, la cele două părți principale, masa cuvântului și masa eucaristică. Rugăciunea zilei. Aceasta este a treia treaptă. Am spus, riturile introductive înseamnă pragul pe care noi îl trecem ca să participăm bine la Sfânta Liturghie. Reamintesc, prima treaptă este procesiunea preotului cu cântarea care însoțește procesiunea și apoi salutul. A doua treaptă, actul penitențial pe care vi l-am explicat acum cu imnul Gloria și a treia treaptă, rugăciunea. Tot la riturile introductive, rugăciunea zilei, care vom vedea îndată, poartă și numele de colectă. Nu colecta care se face la Sfânta Liturghie, în timpul liturghiei la ofertor, darurile pe care le oferă credincioșii, ci este vorba de altceva, vă explic îndată. Poate că una dintre tristețile cele mai mari ale unui păstor este să vadă cum credincioșii comunității sale ies de la Sfânta Liturghie așa cum au intrat.
fără să fi rămas atinși de nimic, ca gâsca prin apă, cum spunem noi, plastic, popular. Una din cele mai mari tristețe ale unui păstor adevărat, să vadă cum unii credincioși ies din biserică așa cum au intrat, fără să se fi lipit ceva de ei. E dureros acest lucru. La fel poate că una dintre tristețele cele mai mari ale unei comunități parohiale, ale unei comunități creștine, este să-l vadă pe păstor, pe părintele, adică, sau episcopul, celebrând liturghia mecanic, taca-taca, 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 și-a terminat liturghia. Cea mai mare tristețe, că nimic nu așteaptă credincioșii mai mult de la preot, de la episcop, decât să-l vadă că trăiește Sfânta Liturghie, că o celebrează cu pietate, nu mecanic, se simte, se vede. Când cineva celebrează mecanic Sfânta Liturghie și nu o trăiește, rostind rugăciunile într-o manieră rece și distantă, în ambele cazuri și durerea preotului pentru cei care participă, dar fără folos, că nu sunt atenți la Sfânta Liturghie și pleacă ca și cum, ca, la fel cum au intrat, la fel și durerea credincioșilor care îl văd pe preot celebrând mai mult mecanic Sfânta Liturghie, într-o manieră, repet, rece și distantă. În ambele cazuri, liturghia nu intră în viața proprie a preotului și a credincioșilor participanți. Atunci putem spune că acei credincioși au ascultat liturghia, n-au participat la ea. Și eu v-am făcut diferența explicându-vă ce înseamnă a participa și a asculta. Folosim mai departe expresia că așa spune, ai ascultat liturghie duminică, dar să înțelegem prin acesta a asculta, am participat sau ai participat la Sfânta Liturghie sau ai fost un simplu spectator. Așadar, rugăciunea de la finalul riturilor de început vrea să elimine acest risc, să ne conducă, rugăciunea zilei, colecta aceasta, are rostul acesta, să ne conducă să încredințăm propria viață și preotul și credincioșii și participanți, să încredințăm propriile intenții de rugăciune iubirii lui Dumnezeu. Doamne, mă încredințez pe mine, încredințez pe toți credincioșii și participanți la această Sfântă Liturghie. Îi încredințez și mă încredințez și pe mine iubirii tale milostive și nemărginite, iubirii lui Dumnezeu care devine prezentă aici și acum la fiecare Sfântă Liturghie, la jertfa lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ultima treaptă, așadar, a pragului prezenței lui Dumnezeu este această rugăciune a zilei, numită și colectă. Și acum să vă explic ce înseamnă colecta aceasta, care e rostul ei. Colectă vine de la latinescul coligere, care înseamnă a culege, a aduna. Și preotul, când rostește rugăciunea aceasta, tocmai acest lucru face, culege, adună, strânge la un loc toate intențiile bune pe care le au credincioșii veniți în casa Domnului la Sfânta Liturghie. Asta e rostul colectei. Și această colectă are patru elemente, cum am văzut și la actul penitențial, îndemnul, tăcerea, rugăciunea propriu-zisă, actul penitențial propriu-zis și dezlegarea. Și rugăciunea aceasta are patru elemente pe care poate nu le-ați băgat în seamă, dar măcar de azi înainte să le băgăm în seamă toți. Acestea sunt invitația preotului să ne rugăm, dacă e cântat sau citit, să ne rugăm. Este o expresie prin care preotul dorește să trezească o mai mare atenție, arătând că rugăciunea în acel moment trebuie să devină și mai intensă. Este clipa în care viața noastră
poate să se deschidă Domnului și să se încredințeze Lui. Și după ce face invitația, urmează tăcere care nu se face și rog preoții care mă urmăresc acum să aibă grijă să facă tăcerea aceasta. Poate ați sesizat, eu o fac totdeauna, fie că celebrez cu două, trei persoane, fie cu poporul, momente de tăcere. Iarăși repet, importanța tăcerii, momentelor de tăcere de la Sfânta Liturghie și la actul penitențial și acum la rugăciunea zilei, să ne rugăm și preotul păstrează tăcere, culege în timpul, adună, strânge intențiile credincioșilor în intenția lui ca să le prezinte Tatălui la Sfânta Liturghie și să fie ascultat. Tăcerea. Este necesară această tăcere. Îi rog pe preot să rețină acest lucru și să observe această tăcere, să o fac la fiecare liturghie după ce spune această invitație, să ne rugăm. Pentru reculegerea personală e necesară și comunitară, astfel ca să ne dăm seama că suntem în prezența lui Dumnezeu și formulăm o inimă sau o expresie aceasta de o inimă proprie rugăciunii prin această tăcere pe care o facem. Este momentul propriei intenții la acea Sfântă Liturghie. Pentru că noi preoții când celebrăm avem o intenție pentru care celebrăm liturghia. Fie că o cer credincioșii de la noi și noi trecem în caiet și avem grijă nu cumva să nu o facem pentru că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu. În acel moment de tăcere avem ocazie și noi preoții să ne aducem aminte ce intenții am pus la acea Sfântă Liturghie, dar și toate intențiile credincioșilor care participă la Sfânta Liturghie. Dacă vom conștientiza pentru ce și pentru cine ne rugăm la Sfânta Liturghie, atunci vom participa activ la toată celebrarea. De ce celebrez eu acum ca preot Sfânta Liturghie sau ca episcop? De ce am venit eu acum, credinciosul, să se întrebe la Sfânta Liturghie? Cu ce intenție? Sunt unii care nu pun nicio intenție, vin și așa din obișnuință. Cum să culegi roatele Sfintei Liturghii? Cum să-ți placă să vii la Sfânta Liturghie? Cum să ai răbdare să participi la Sfânta Liturghie dacă nu pui o intenție pentru sănătatea mea, pentru binele familiei, pentru pace în lume, pentru îndepărtarea epidemiei acesteia, pentru câte intenții nu sunt. Deci de fiecare dată și rog pe toți cei care mă urmăresc acum, când mergem la Sfânta Liturghie, să avem o intenție, cel puțin o intenție, și să urmărim. Participăm la Sfânta Liturghie ca Dumnezeu să ne împlinească dorințele, intențiile noastre bune. Este important să trăim intens această rugă în tăcere, importanța tăcerii, pentru a evita ca Sfânta Liturghie să fie un râu de cuvinte care rămâne doar la suprafața vieții și a inimii și nu pătrunde. Exact ca o ploaie, noi tot am cerut ploaie și Dumnezeu ne-a dat și îi mulțumim, dar facem distinție într-o ploaie repezită, care spală și duce repede și ploaie mocănească, îi spunem noi, care picură încet și intră în pământ și pământul aduce roade. Așa și aici importanța acestor momente de tăcere. Și urmează după aceea rugăciunea propriu-zisă, să ne rugăm, tăcere, și apoi rostește preotul rugăciunea numită colectă. Rugăciunea recitată de preot ce reprezintă adunarea în persoana lui Hristos. Preotul îl reprezintă pe Hristos. El celebrează Sfânta Liturghie în numele lui Hristos, in persona Christi, spunem în limba latină. Îl reprezintă pe Iisus și are scopul de a aduna toate intențiile de rugăciune și de a le exprima harul cerut de biserică la celebrarea respectivă. Acest lucru se realizează în general
prin referințe la taina sau misterul care este obiectul celebrării. Este vorba de o referință cu un caracter sobru și general, pentru că trebuie să reflectăm universalitatea Sfintei Liturghii, a liturgiei bisericii, dar și faptul că rugăciunea este spusă în numele tuturor celor prezenți și al întregii biserici. Noi preoții trebuie să fim atenți, să ne dăm seama cât mai bine că suntem, acționăm la Sfânta Liturghie în persoana lui Hristos și avem prezență în rugăciune nu doar pe noi cei care suntem de față, ci întreaga omenire, întregul universul, pentru că Iisus a venit pentru toți și se jertfește la Sfânta Liturghie pentru toți, absolut pentru toți. Și ultimul moment al acestei rugăciuni reprezintă aclamația poporului, și anume amin. Când se termină rugăciunea și are încheierea, formula lungă, totdeauna această rugăciune a zilei, din riturile introductive, are încheierea, formula lungă. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care împreună cu tine, Tată, și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în vecii vecilor. Asta e formula lungă de încheiere a rugăciunii, că este și cea scurtă pe care o întâlnim la toate rugăciunile noastre. Scurtă, prin Hristos, Domnul nostru, toate se încheie prin Hristos. El este Mântuitorul, unicul nostru Mântuitor. De aceea toate rugăciunile bisericii se încheie prin Hristos, Domnul nostru, exceptându-le pe acestea și în alte împrejurări, când formula este lungă, o dezvoltăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, Tată, care împreună cu tine și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în vecii vecilor, și poporul spune amin, adică așa este, cum spui, Părinte, Sfinția ta acolo, sau preasfințite care celebrezi, sau așa să fie, exact ce ai spus în rugăciunea aceasta, așa să se împlinească, să fie primit, plăcut înaintea Tatălui, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Acest termen ebraic, este ebraic, acest amin, care se spune în limba latină amen, în românește spunem amin cu i, așa să fie, prin acest amin, ne unim la rugăciunea preotului, ne exprimăm adeziunea la ceea ce a fost rostit în rugăciunea respectivă, intențiile personale formulate în momentul de tăcere se unesc cu cele ale celorlalți și mai ales cu cererea formulată de preot în numele întregii biserici. Viața noastră a fost încredințată acum iubirii Domnului, iar El, Domnul, ne va răspunde imediat prin cuvântul Său. Și atunci abia începe prima parte principală a liturghiei. Ne-am pregătit, ați văzut, v-am explicat detailat și ce importantă este pregătirea aceasta, ca după aceea Domnul să ne răspundă. Cum? Cu cuvântul Său din Biblie și cu hrana dătătoare de viață când ne mutăm la altar, la partea a doua principală, liturgia euharistică. Preotul rostește această rugăciune în încheierea riturilor introductive, ați văzut, cu brațele deschise, nu cu mâna la spate, nici chiar cu mâna împreunată, și asta e un gest. Am explicat într-o seară și importanța poziției noastre la celebrarea Sfintei Liturghii, ce înseamnă să stăm așa, ce exprimă brațele deschise, ce înseamnă prosternarea, îngenunchierea și toate gesturile. Toate sunt semne externe pentru a celebra așa cum se cuvine un sacrament. Un sacrament este un semn văzut, astea semnele văzute la sacramentul Euharistiei, Sfânta Liturghie. Preotul pe care îl vedem, credincioșii care vin, gesturile pe care le facem, rugăciunile pe care le rostim, semne externe, ca noi să primim harul care nu se vede, roadele îmberșugate ale Sfintei Liturghii. Preotul rostește, spuneam, această rugăciune în încheierea riturilor introductive,
cu brațele deschise și ridicate. Așa rostește rugăciunea, asumând poziția clasică a omului care se roagă lui Dumnezeu pentru a cere ajutor. Și când încheie, apropie din nou mâinile în forma aceasta și cu aceasta se încheie riturile acestea introductive și se trece la liturgia cuvântului și o vom vedea săptămâna viitoare, în cateheza următoare. Câteva întrebări pe care vi le sugerez ca reflecție personală și ca discuție eventual între în grup, cei care sunteți acasă, în familie, mai mulți, puteți dezvolta și această temă sau aceste rituri introductive. Întrebări ajutătoare. Ce mă ajută mai mult să regăsesc prezența Domnului la liturghie? Cântările, tăcerea, rugăciunea? Altă întrebare. Ce legătură simt că există între simțul prezenței lui Dumnezeu, simțul păcatului și căința inimii? Altă întrebare. Ce cuvânt sau expresie din imnul Gloria, mărire în cer lui Dumnezeu, mă ajută mai mult la rugăciune? Ca să spun o reflecție a mea, când Papa m-a numit, m-a ales și m-a numit ca episcop al dieceziei de Iași și trebuia să aleg un motou, m-am gândit imediat la ceea ce totdeauna mi-a plăcut atunci când recitam acest imn, Gloria, și uite, l-avem aici la... De acolo nu-l vedeți din biserică. Tu solus Dominus. Eu am dorit să fie toată expresia aceasta din imnul Gloria, de la Sfânta Liturghie. Căci tu singur ești Sfânt, tu singur Domn, tu singur Preanalt. Totdeauna m-au încântat. Deci am spus în reflecțiile personale, cei de acasă. Recitiți Gloria, poate veți o carte de rugăciuni. Ce vă impresionează, vă place mai mult din acest timp? Mie mi-a plăcut aceste cuvinte și a voie să le pun ca motou pe tema mea episcopală. Totdeauna am recunoscut și voi recunoaște, numai Dumnezeu e mare. Eu sunt mic, chiar dacă sunt episcop. Și papa e mic, chiar dacă e papă. Și președintele țării, chiar dacă e președinte, mititel, toți suntem mici. Numai Dumnezeu e mare. Tu solus, Dominus, tu solus, tu singur, Doamne, ești Domn, ești Stăpân. Noi suntem mici în fața Ta și totuși așa de prețioși, de vreme ce pentru noi și pentru a noastră mântuire ai coborât din cer, ți-ai jertfit viața pentru noi și reînnoiești la fiecare sfântă liturghie. Altă întrebare. Cum pot să comentez următoarea frază? A participa activ la liturghie înseamnă a participa susținut fiind de o intenție de rugăciune. Altfel spus, când mă duc la liturghie, pun întotdeauna cel puțin o intenție clară, precisă, nu așa, merg în întâmplare, merg și eu acolo, mă întâlnesc cu ceilalți, mai ies din biserică, mai stau de vorbă. Nu, cu ce intenție mă duc la casa Domnului, la Sfânta Liturghie? Pun întotdeauna o intenție clară, precisă, cel puțin una. Și o altă întrebare, cum reușesc să îmi încredințez propria viață Domnului la rugăciunea zilei, colecta de care am amintit mai înainte? Și ce importanță dau cuvântului scurt, amin, de la încheierea acestei rugăciuni? Că din multe ori nici nu știm, oare am zis amin, oare am zis și eu ceilalți. Se trezește preotul că abia spune unul sau doi și se trece mai departe cu Sfânta Liturghie. Foarte important e să spun acel amin. Ce înseamnă pentru mine acel amin? Îmi dau seama că prin aceasta eu spun așa să fie. Vreau ca ceea ce preotul a spus în rugăciune să se împlinească, să fie așa. O să vă explic eu, pentru că cel mai important răspuns de la toată liturghia pe care noi acum o explicăm, cel mai important amin este cel de la înainte de Tatăl nostru. Dar vă voi spune atunci, la momentul potrivit, că eu de multe ori am fost supărat și am insistat și am atenționat comunitatea și vedeți acum sunt melodii frumoase pentru acest amin, dezvoltate. Ce este liturghia? Imnul de laudă, de preamărire. Nu putem aduce ceva mai măreț lui Dumnezeu decât Sfânta Liturghie.
De aceea preotul spune atunci, prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acel amin care îl spune credincioșii, este cel mai important răspuns din toată liturghia. Dar voi reveni la momentul potrivit, acum închei cateheza din seara aceasta, pentru că a trecut și timpul, cu binecuvântarea pe care vă dau în numele Lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Sfânt, înviat azi din mormânt, lumea eliberat, izbăvind-o de păcat. Maica Sfântă lui Iisus s-a înveselit nespus, întâlnindu-l iarăși viu pe Dumnezeiescui Fiu. Voi cei care